Bună seara, stimați telespectatori ai postului de televiziune Mai TV Deva. Mă bucur că ne reîntâlnim la o nouă emisiune, Repere și puncte de vedere. În această seară voi avea un invitat special, o personalitate din domeniul culturii, așa cum am mai avut persoane care au o prestigioasă activitate în cariera dumnealor, sigur puțin cunoscută pe meleagurile de vene, cu toate că Uh, invitatul meu a avut de-a lungul vremii multe activități și aici. Și mă bucur și aș vrea să spun cu plăcere, uh, chiar dacă e născut în, la București, uh, acum este cetățean al Devei și vreau să-i spun domnului uh, Mihai Ungeanu, bine ați venit la emisiunea noastră, bine mă bucur zis. că sunteți prezent aici. Aș vrea să vă spun câteva lucruri înainte de a pune câteva întrebări în scurta emisiune pentru că am putea vorbi foarte mult, dar o să punctăm lucrurile importante din viața și cariera domnului Miai Lungeanu, regizor de teatru și de film, o carieră prezidioasă ca profesor universitar, doctor în arte. Sigur că este și scenarist și scenograf, am montat foarte multe piese de teatru, emisiuni muzicale. Ceea ce mă bucură pe mine ca dascăl este faptul că a avut emisiuni legate de implicarea copiilor muzicale și, sigur că, marea majoritate a carierei domnului Mihai Lungeanu a fost la Radio România Cultural, Teatrul Național, Teatrul Național. Radiofonic o carieră îndelungată și prestigioasă, în care, sigur, că a avut bucuria și plăcerea de a lucra cu pleada marilor actori români, care unii au plecat dincolo și Mie se uită brațe. la noi, alții sunt încă și le dorim și ne uităm noi la ne ei. Ne uităm noi la ei, cu siguranță. Și, uh, nu în ultimul rând. Este o personalitate având în vedere că a făcut parte din foarte multe juri naționale și internaționale și un lucru foarte important și demn de menționat este faptul că a primit de patru ori premiul uniter de cinci. Cum s-ar spune o mână de premii o mână de premii <fie> Da, mâna dreaptă sau mâna stângă nu contează principalul că, că este. E... Domnule Mihai Ungeanu, aș vrea să începem cu un început, având în vedere că sunteți om de teatru și om al microfonului. Aș vrea să-mi povestiți liber cum a început ideea carierei dumneavoastră, care a fost clicul care v-a determinat să urmați teatru și, bineînțeles, de ce ați ales neapărat Teatrul Național Radiofonic. Cu toate că activitatea de regizor, scenograf, scenarist a fost și în celelalte teatre, uh, mai ales că a fost și de -a director de teatru o vreme la Breila și la Slatina, din câte știu. Da. Uh, se zice că nu întotdeauna noi alegem o meserie, ci că meseria ne alege pe noi. Din ce pricini nu avem timp să detaliem? Legătura cu teatru vine din sânge, cumva. Tatăl meu a fost actor cunoscut la vremea respectivă și pentru mine era o fascinație meseria pe care o făcea, dar nu eram pasionat, eram doar uimit, eram doar curios să văd ce se întâmplă. O mică istorie de familie mi-a atras atenția că atunci când fratele meu mai mare. A vrut să fac teatru Tata i-a scos actele Pe care le depusese Cu gândul să nu Lase să meargă pe, pe calea Pe care el o știa destul de colțoasă Destul de dificilă Fratele meu și-a continuat Activitatea în domeniul lui Foarte bine Foarte inspirat Dar eu am ținut minte lecția să nu Mă dau de gol că vreau să fac teatru Dacă vreodată voi vrea să fac teatru și în clasa 12 aveam un grup de prieteni și un prieten foarte bun și ne ajutam reciproc. Ei pe mine cu matematica, eu pe ei cu literatura. În plus, seriile mă duceam la teatru și m-au fascinat spectacolele. Am avut șansa să primesc de la domnul Emil Bota un volum de versuri, Întunecatul April, la Brăsfoici una din poezii mi s-a părut mie că îmi sugerează să văd ceea ce aud să văd ceea ce aud, să imaginez ceea ce scrie. Și de acolo, din acea picătură de imaginație, a început să plece o anumită curiozitate mai mare, o anumită pasiune. A venit primăvara, m-am pregătit pentru regie, nedorind să îl contrariez pe tata și să spun îi urmez, mai ales că nu simțeam, nu aveam curajul scenei. În liceu, după aceea, mi s-au mai întâmplat evenimente de scenă, dar am plecat în, în, în zona asta primind și binecuvântarea de la Dânsul și descoperind pe parcurs și azi descoper în continuare rațiuni pentru care cred că e bine că am făcut, dar în același timp descoper și rațiuni pentru care nu știu dacă e bine că am făcut ce am făcut. Să începem cu acea perioadă îndelungată cât a fost la Teatrul Național Radiofonic și Aș dori să ne spuneți un dramaturg îndrăgit pe care cu siguranță că în 25 de ani ați regizat zeci sau sute de spectacole radiofonice, dar cu siguranță v-a rămas la suflet un anume dramaturg și nu în ultimul rând o echipă de actori cu care ați lucrat cel mai mult și care au fost foarte dragi și care v-au regăsit în regizorul Mihai de la Teatrul Național și pe care i-ați regăsit că au înțeles ceea ce ați dorit dumneavoastră să scoateți auditiv în piesele care s-au jucat. Ați descris relația pe care am avut-o cu toți de și cu toți actorii, cu toți interpreții. Nu am avut preferințe. Încă o dată cred că dacă s-au creat niște relații speciale este pentru că a existat o mai mare apropiere. Aprecierile însă au fost întotdeauna egale cu toți distinșii actori cu care am lucrat și cu toți distinșii dramaturgi pe care i-am interpretat radiofonic în producțiile Teatrului Național Radiofonic. La dramaturgie trebuie să recunosc că mai apropiat de sufletul meu, deși pe toți am uh, respectat și iubit, uh, mai apropiat a fost uh, Matei Vișniec. Din pricini, iarăși greu de descifrat, dar uh, s-au materializat într-o uh, carieră de cercetare care a dus și la o lucrare de doctorat și Publicată ulterior despre dramaturgia lui și despre un personaj pe care îl cuprind și alte dramaturgii, dar la care el este foarte evident, e vorba de, de personajul virtual. Și de aici a plecat și acum. Încă suntem, sunt încă în cercetarea operei lui, el scrie în continuare, eu citesc în continuare atunci când se poate, îl descifrez scenic și cu copiii de la proscenium, facem o, o, o cercetare ă, aplicată asupra textelor lui. În ceea ce privește interpreții, iarăși, nu ar fi drept să fac o, o, piramidă, o Da, o piramidă, dar e adevărat, dacă e să iau ca și criteriu modul în care ne-am înțeles, ne-am înțeles perfect cu toată lumea, dar un plus de empatie de energie comună și de uh, înțelegere a rosturilor pe care le are teatrul radiofonic, indiferent de textul pe care îl pune, uh, s-a petrecut uh, spre bucuria mea și cu toată admirația necesară cu domnul Marcel Iureș, față de care am în continuare o. o neostoită admirație și încredere că atunci când rostește ceva, roste, rostește în bun acord cu uh, el însuși și mintea și sufletul se, se leagă, se împacă și reușesc să transmită ascultătorului prin tonul vocii, prin uh, sensurile pe care le descoperă în cuvânt, uh, reușesc să se transmită ceea ce autorul împreună cu regizorul se străduiesc să să pună în evidență. Am făcut multe lucruri împreună și recunosc că ne simțim bine chiar din priviri. Nu mai trebuie să opresc, să dau o indicație. Vorbim mult înainte, avem, să zicem așa, o înțelegere comună a Sensurilor, și de aici ne este greu. Dar, încă o dată, trebuie să remarc toți actorii, de la debutanți până la vocile care au plecat, din păcate, mult prea devreme pentru mine și pentru noi. Toate vocile care au concurat la importanța lucrărilor radiofonice au fost niște parteneri ideali, au devenit prieteni de teatru și mi-au rămas în suflet, fiecare are raftul lui și locul lui în biblioteca exact, sufletească. Exact, în biblioteca sufletului. Oameni care s-au dedicat microfonului, s-au dedicat teatrului și prin asta s-au dedicat celorlalți oameni, ceea ce mi se pare foarte important să subliniem că dacă facem numai pentru noi, putem să câștigăm dar pierdem bucuria de a face pentru ceilalți. Se spune că teatru, actorul și relația lui cu spectatorul este aparte atunci când se joacă live. Și se spune că în momentul când s-a terminat spectacolul și pleci, ești mai bun, sufletește. Ești mai, nu știu, mai încărcat Depinde și de tematica piesei, și de modul prin care actorul se manifestă, dar la teatru radiofonic implică, așa cum spuneați și mai înainte, tonul vocii, căldura, modul prin care ar trebui să exprime, în așa fel încât eu, ascultător, să vizualizez exact. cu ochii minții. Trebuie să vedeți ce zis să, să văd ce au ceea ce este foarte, foarte important. Și sigur că Teatrul Radiofonic este uh, acea sală imensă care înseamnă o țară întreagă. O lume! O lume care ascultă comod acasă și care încearcă să, să să vadă cu ochii minții ceea ce normal pe scenă. Și asta vreau să vă întreb, având în vedere că ați fost și deatru, directorul de teatru. Și ați montat cu siguranță și pe scenă uh, piese, diferența dintre jocul scenic și cel radiofonic? Uh, e o mare diferență. Mulți spun că nu e diferență și că un actor care joacă cu dezinvoltură pe scenă poate să și interpreteze la microfon, ceea ce e foarte adevărat. Uh, nu e vorba însă de formă. Uh, e vorba de. De implicare. Teatru pe scenă este arătare. Vezi. Nu poți să vezi altceva decât ceea ce vezi. Mai mult sau mai puțin. Teatru a e sugestie. Nu vezi nimic. Auzi un lătrat și un milion de ascultători aud un milion de câini, pentru că fiecare își imaginează câinele lui spectacolul radiofonic este cumva făcut cu materialul clientului, cum zic eu, cu sensibilitatea ascultătorului, cu cultura lui, cu disponibilitatea lui, cu creativitatea lui, cu starea bună cu care ascultă, cu implicarea. Deci, e cumva copartener, dacă se poate spune așa, în actul de creație pe care îl ține și îl susține vocea actorului, care din calitățile ei, din meandrele ei, reușește să inducă o stare, să inducă emoție în partea benefică sau în partea tristă a lucrurilor. Uh, privirea ascultătorului de radio este înăuntru, e întoarsă înăuntru, e pe un ecran pe care el își imaginează și furtuna, și zilele senine, și frumusețea și urâțenia. La teatru uh, trebuie să Ajuți ca spectatorul să se uite acolo unde vrei. El are multe de văzut. Scena, costume, mișcare, muzică, decoruri, uh, elemente care îi fură privirea, îi fură atenția. Actorul, absolut, mișcarea. absolut totul și, din fericire sau din nefericire, astăzi se pune un accent din ce în ce mai tare pe vizual, pe imagine. Imagini, imagini, imagini. Imaginare și ea e ca un medicament de la o cantitate în sus devine o trăvitoare până la un punct face bine. Și atunci spectacolul de teatru trebuie să te ghideze, să te focuseze pe ceea ce urmărești ca regir, ca și creator, împreună cu actorul, împreună cu dramaturgul, dacă e în viață sau chiar dacă nu e, dar îi respecti ție, ție, intențiile. Deci sunt două lucruri diferite. Sigur că efectul ultim e același. E același ac corect. Spectatorul să plece cu, cu ceva în plus față de ceea ce a venit. Eu cred că participarea spectatorului este scopul final. Dacă spectatorul, indiferent că stă acasă în fotoliu, cum era într-o caricatură, unde desen al vremii îmbrăcat ca de teatru, cu umbrelă, cu pălărie, dar acasă la el și asculta. La radio, care era în față ca o mobilă de lux, sau este într-o sală de teatru comodă sau mai puțin comodă, stă pe niște gradene, el este elementul care întregește spectacolul. Pentru spectator faci teatru, nu faci pentru tine. Nu te poți arăta în fața oglinzii doar pe tine și atunci pe cel care îl aduci acolo și îl prinzi în poveste, respectându-l și încercând să-i transmiți. Ceea ce e de folos lui, nu ție. Dacă pe mine mă doare umărul, nu-l interesează pe spectator durerea mea de umăr. Dar dacă pe spectator îl doare sufletul, eu trebuie să fac în așa fel încât durerea lui să devină subiect pe care să-l dezbatem. Da. Uh, apropo de contemporaneitate, care credeți sau cum vedeți? Noul teatru, pentru că se vorbește de teatru modern, de teatru contemporan, în comparație cu, nu știu, ce montări ați avut dumneavoastră de-a lungul anilor, în timp, la începutul carierei. Cum vedeți transferul ăsta? Pentru că sunt foarte multe piese clasice care sunt montate într-un mod, spun ei, modern, într-o nouă viziune. Are același efect? Se transmite același lucru pe care a vrut să-l spună dramaturgul real în scrisul lui? Asta ține de cei care fac spectacolul, de ce își propun ei. Uh, Luăm lu de exemplu Hamlet, e da. poate cea mai importantă și cea mai cunoscută operă uh, dramaturgică. Da. Uh, noi putem face din... Uh, acest text, o piesă polițistă, putem să facem o piesă filozofică, putem să facem o piesă de epocă, putem să facem un spectacol despre obiceiurile curții regale. Se, poți să ataci subiectul din ce punct de vedere vrei. Părerea mea este că nu prea putem să atacăm un subiect decât în funcție de punctul în care ne aflăm. Tot Shakespeare spune că teatrul este oglinda vremii lui, oglinda lumii în care se mai... Deci nu pot să arăt decât ceea ce mi se întâmplă. Dacă, fac o paranteză istorică, dacă noi am trecut printr-o pandemie, nu putem să zicem că n-am trecut prin ea, indiferent de unde am privit-o. Deci eu un subiect care o vreme va rezona în, în lucrarea mare a problemelor omenești. Bolile secolului XIX nu sunt altele decât cele ale secolului 20 dar dacă ne întoarcem la clasici, la antici, vedem că și acolo erau aceleași boli, aceleași tare, aceleași dorințe, aceleași vise, aceleași neputințe sau speranțe. Deci cumva omul rămâne subiectul, cum spunea Jean-Louis Barreau, Tatăl se face cu oameni despre oameni pentru, pentru oameni. oameni, corect. Ce li se întâmplă oamenilor acum, în contemporaneitate, cum spuneți dumneavoastră, e un subiect de discutat. Dacă eu, ca artist, am rezonanță la ce se întâmplă acum, sigur că asta voi arăta. Că face bine, că nu face bine, iarăși depinde de cel care se raportează la ceea ce, ce fac. Dacă are nevoie, era un titlu prin 90 și ceva. Un titlu de spectacol, cine mai are nevoie de teatru? Eu cred că avem nevoie de teatru tot timpul, pentru că noi facem teatru tot timpul, fără să vrem și acum suntem într-o relație teatrală. De când ne trezim până când adormim, suntem o sumă de roluri, o sumă de situații, relații și motivații pe care le rezolvăm după știința și puterea exact de asta și pe copii încerc să-i îndrum să descopere rețetele astea mai devreme până să dea cu nasul de viață pentru că e mai ușor să verifici prin literatura dramatică ce ți se poate întâmpla decât să treci în viață prin niște situații pe care să regrezi că nu le-ai știut înainte și nu te-ai putut pregăti pentru ele Teatrul va fi întotdeauna contemporan definiția lui este hic et nunc", adică aici și acum el se petrece în timp ce se petrece, cum zice englezul, working progress, în permanență suntem. Cum merge viața, sigur Exact, că. de asta spun eu că nu există prezent, tot timpul viitorul se transformă în trecut prin limita pe care noi o depășim. Dar teatru nu înseamnă neapărat talent, talent cred că are toată lumea, dovadă că toată lumea joacă teatru. Teatru înseamnă asumare și înțelegere. Și, cum spuneam mai devreme, înseamnă respectul celorlalți. Nimeni nu se urcă pe scenă să cânte, să joace teatru, să facă balet, numai ca să se arate pe sine. O face cu un scop, o face cu un rost. Relația asta pe care noi o avem, poate că ne, ne lămurește. Dacă nu ne place ce se întâmplă în societate, și slava Domnului că astăzi avem foarte multe lucruri care pot să nu ne placă, nu e obligatoriu să ne placă, deși unii, ne îndeamnă să ne placă ceva anume. Dar ne direcționează. Da, spune, uitați, asta e și trebuie să vă placă. Cred că omul, natura, nu ne lasă să facem ce vor oamenii. Natura ne dă și ne ia în relație cu ea. Natura e divină, nu numai literar, E. Nu are element superior natură, Dumnezeu, Univers, cum vreți să-i spuneți. Fac parte din noi și noi facem ex, parte exact, din ele. Exact, exact. Și atunci trebuie să-l ascultăm. Ori dacă vine un moment în care există un derapaj al valorilor și al uh, importanței prezenței noastre în lume, arta, indiferent ce formă ea, are rostul de a ne ajuta să ne salvăm cumva. E acea oglindă în care ne vedem când plecăm, ne aranjăm puțin și vedem că, din punctul nostru de vedere, e ok. Nu ne vedem, stăm cu teama că, Doamne, cum arăt? Așa ca joc, ca exercițiu de, de imaginație. Din păcate, din păcate... s-au adunat în timp o serie de experiențe care n-au dus la rezultate pozitive istoric vorbind și lumea a căpătat un soi de neîncredere vis-a-vis -vis de calitatea morală a, a actului, o rezervă a actului artistic sigur că în principiu zic toate teorile și toți oamenii de, de specialitate că esteticul și eticul trebuie să se împlătească, deci frumosul trebuie să fie și bun nu întotdeauna s-a întâmplat asta. Și cum spuneam? Vine imaginea ne păcălește, ne fură, ne, ne duce pe alt drum, ne fură din timp și de multe ori rătăcim. Ori, cred că teatul trebuie să fie lumina care ne ajută să ne regăsim. Aș vrea un punct de vedere al profesorului doctor Mihail Lungeanu, vis-a-vis -vis de studenții de astăzi comparativ cu vremea când Mihai Lungeanu a fost student la rândul lui la IATC. Da, e o diferență. Aici n-am cum să mint, oricât de mult aș vrea să echilibrez lucrurile. E o diferență de generații, de percepere a rolului pe care îl are această profesie, meserie, patimă, cum vreți să spuneți, în viața omului și viața societății în care trăiește. Um, noi cred, cred că noi la vremea aceea făceam teatru pentru a descoperi lumea. Informații erau puține, nu aveam zeci de mii de surse de inspirație și eram îndemnat să căutăm în noi. Profesorul meu, regizorul Radu Peciulescu, ne spunea, eu nu sunt pus să vă spun cum se face teatru, sunt pus să vă spun cum nu se face. Cum se face depinde de voi, că de-aia sunteți aici. Uh, astăzi, după experiențele și după istoria care s-a rostogorit între timp, am senzația că această ușurință de a, de a căpăta informații, această multitudine de, de informații. informații, această deschidere incredibilă a netului uh, spre orice. În două secunde ai legat uh, Japonia de Brazilia și Polul Nord de Polul Sud. Uh, pe de o parte îți dă informații, dar pe de altă parte te și scoate din relația directă. Uh, știți, una este să mănânci o bucată de pâine bine făcute și alta e să vezi mâncărul colosal de bine făcute. Le vezi, nu le mănânci. Cam așa se întâmplă cu, ceea ce pătimesc cumva. Eu, eu s că ei pătimesc. Ei, apasă pe buton și știu tot. Și dacă peste o lună îi întreb, ei apasă din nou pe buton. și vadă ce... Da, și atunci am spus, atunci îi dau notă butonului. Nu ție. nu ție, că tu nu mai ai nimic informație păstrată care să în timpul ăsta ca și strugurele să dea un vin bun tu bei tot timpul din sticle pe care le cunoști nu fermentează în sensul bun al cuvântului, nu se transformă vinul în coniac și așa mai da, departe da, da. Nu, te, nu te desăvârșești tu Informația aceea și acum și peste cinci ani o găsești tot acolo la un click distanță, cum se spune. Și atunci ei sunt văduviți cumva de această uh, căldură a, a uh, faptului, uh, nu mai sunt uh, atrași, sunt doar interesați. Uh, în sensul lui Caragiale, da, interesul da. și iarăși interesul. Uh, vor să ajungă undeva și eu cale. În general, sigur, ca unde e talent cu carul și unde e patima adevărată, nu ne putem opune că nu avem criterii, e destinul fiecăruia. Dar mulți sunt păcăliți de această ușurință, acum actorul dacă învață trei replici le spune cu microfonul, le citește pe un ecran, se întâmplă jurul lui zeci de mii de lucruri, aproape că nici nu mai e actorul la care noi ne închinam și ziceam, Doamne, cum joacă George Constantin, cum joacă Toma Caragiu, cum joacă Ștefan Ciuboțărașu, cum joacă Emil Bota și așa mai departe. Adică nu mai sunt exemple, sunt doar mărturii ale unei meserii pe care vor să o facă și ei. Uh, printre altele, de-a lungul vremii, Ați găsit și o soluție interesantă, și ați înființat o trupă de teatru, Teatru Portabil. Da. Interesant, ultimul cuvânt. Da, e un concept, e un concept care ține de situația în care ne aflăm, apropo de faptul că suntem oglinda vremurilor pe care le trăim. Am spus Teatru Portabil pentru că el mă poartă. Acolo unde trebuie să ajung, și eu îl port pe el cu mine, acolo unde sunt chemat. Asta nu înseamnă că duc spectacole în cărcă, dar în mintea mea le am, le, le conceptualizez și le pot explica, le pot uh, arăta, le pot construi cu actori din diferite locuri. Uh, e portabil pentru că, joc de cuvinte, e și suportabil. Și de multe ori senzația că nu-ți-l poate lua nimeni îți dă un pic de siguranță. Nu ești o instituție care depinzi de N, N de stat în primul rând. Și administrativ deci, și din în toate, toate felurile. Da. E o formă de a face teatru așa cum un instrumentist cântă la vioară când dorește, s -s, când simte. Și dacă ați văzut că sunt filmulețe despre oameni în aeroporturi, în gări care cântă și se adună lumea și îi privește. E o formă de artă portabilă. A găsit instrumentul, e un foarte bun instrumentist, cântă Lumea înțelege ce cântă, apreciază ce cântă, intră în rezonanță cu ce cântă și se creează, se, se, se naște actul artistic acolo, exact în modul teatral, acum și aici. Când ești angajat, când ești funcționar dramatic, apare o zonă de suspiciune. O fac pentru salariu, o fac ca să-mi păstrez salariu. Să-mi păstrez postul. Să-mi păstrez postul. E altă, dar asta e o chestie socială și administrativă care nu face obiectul discuției. Am plecat cu acest concept pentru că am zis, mă reprezintă, de când am plecat din facultate, mă plim cu trenul de puteam să-mi cumpăr cel puțin locomotivă în acești... <laughs> Aproape 50 de ani, dar ducându-mi ducându cu mine gândurile, am zis că îmi duc și crucea și speranța că la un moment dat va avea rost acest drum până la capăt. Ce viitor vedeți teatrului? Teatrul va rămâne întotdeauna ceea ce a fost întotdeauna, o formă necesară de manifestare, de comunicare, de împlinire, de desăvârșire pentru cei care merg pe drumul de săvârșirii. Cum se va întâmpla lucrul ăsta, nimeni nu poate spune. Suntem în prag unei, unei situații, aș zice, fără ieșire, cum zice iarăși Caragiale, prin gura personajului din scrisoare pierdută, din această situație nu puteți ieși de avea replica tonul ăsta nu puteți și Situația e determinată de existența, de prezența acestei inteligențe artificiale, care nu e competițională, este concurențială. Eu nu pot să intru în competiție cu ea, nici n-am cum, pentru că nu o cunosc. Ea, vezi, Doamne, mă cunoaște. Eu pot să fiu în competiție cu mine cunoscându-mă, mă depășesc, devin mai bun, mai performant și am mai multă încredere în mine. Cu ea nu pot să fiu decât în concurență, pentru că eu nu știu instrumentele, nu știu capacitățile, nu știu scopurile. Zice-se că a fost făcută ca să mă ajute, dar eu nu i-am cerut ajutor. Ea vine și mă, mă contrariază. Nu știu dacă teatru va fi făcut se face deja cu personaje virtuale pe scenă, cu uh, tot felul de azu sunt uh, săl de muzeu în care te așezi, vezi și dintr-o dată tablou curge apa, vine corabia peste tine, trec cai peste tine, pentru că este o combinație între imagine și imaginea 3D. Uh, sunt modalități ale uh, contemporaneității venite din tehnică, însă. dacă ai scos din priză s-a terminat. Ochiul trebuie să vadă ceea ce a rămas și nu ceea ce i s-a construit. Deci nu știu dacă vor fi roboți pe scenă, dacă... S-ar putea să fie. Nu știu dacă vor fi regizor roboți. Nu știu dacă vor fi spectatori roboți. Dar dacă se va robotiza, și roboții aceștia vor simți nevoia să comunice altfel decât în... Ce, ce mă, mă sperie foarte tare este faptul că dispar... Căile de comunicare. E o țară nordică în care a fost desfințată scrierea. Oficial. Nu se mai învață în clasa întâi scrierea. Se lucrează direct pe, pe tabletă. Da. Nu știu dacă e soluția care va aduce armonie și liniște și pace într-o lume care, după cum vedem, se bate pentru o întâietate cumva absurdă. Uh, și câștigi ce? Un fel de victoria la Pirus. Bun, am câștigat ce? Am câștigat deșertul. În fața mea nu e, nu e exact ceea ce mi-am propus. Dar teatrul va rămâne întotdeauna și un refugiu pentru om, și o glindă și un cântar, și în același timp și o plăcere de a vedea în afara ta ceea ce tu simți și crezi și nu vrei să trăiești, dar. E bine că vezi la alții și poți învăța câte ceva. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre și cu părere de rău. E ca într-o piesă de teatru foarte scurtă în care spectatorul zice mai parcă aș mai fi vrut să văd ceva, dar înseamnă că piesa a fost reușită. Sper. Dacă ar spune, a fost cam lung, putea să... Da. Deja e o problemă. Pe final aș vrea din tot sufletul să-mi spuneți ce faceți la Deva în afară de faptul că locuiți. Uh, Din punct de vedere profesional. Da, un cuvânt profesional am propus Centrului Cultural Drăgan Muntean un curs care se numește Teatru ca disciplină de viață în care s-au adunat copii de diferite vârste uh, și care au urmat acest, au devenit după aceea, s-au dus spre facultăți, spre teatru uh, cu admitere, cu masterat, uh, Suflete care au rimat cu ceea ce am făcut noi, și ca semn că suntem, în fiecare an, de ziua mondială a teatrului, pe 27 martie, noi am scos câte o premieră, ca un fel de rezultat al muncii pe care am făcut-o pe parcursul anului. A venit cine a vrut, a plecat cine a vrut, n-am. Închis niciodată porțile, oamenii s-au ales singuri, cum vă spuneam, meseria îi alege, dar s-au creat prietenii, s-au creat deschideri de, de drum, de destin, ceea ce cred că nu e rău. Acum, în, în septembrie, am decis împreună cu conducerea Centrului Cultural să facem un eveniment la care de pe acum vă invit care se va numi un decenium de proscenium. Trupa pe care am uh, păstorit-o se numește proscenium. 10 ani de 10 ani și vreo 12 premiere și vreau să-i adun pe toți cei care au fost, au trecut pe aici, inclusiv cei care au vizitat, ne-au ajutat pe unde am fost, printre care se numără și Marcel și cu care am avut o relație uh, de uh, colaborare Directă și indirectă, pe baza faptului că și el iubește generațiile care vin și socotește că e important să le dăm ceva, să le lăsăm în urmă ceva. Deci, asta este uh, pătimirea mea care continuă: descoper din energia lor ceea ce se mai poate face, îi ajut și pe ei să se descopere și să se întărească în lupta pe care trebuie să o dea cu uh, această existență turbure și lipsită de claritate. Cred, sper, vreau să cred și vreau să sper în continuare că lucrurile au un rost și un sens. Domnule Mihail Ungianu, eu vă mulțumesc pentru acest moment al unei piese de teatru reale, în care putem să o numim dialog între prieteni sau cunoștință. Și eu vă mulțumesc. Vă doresc putere și ani mulți în care să bucurați, să învățați pe alții, să știe să se bucure, pentru că unul din elementele teatrului este acea bucurie pe care eu, actorul, regizorul, transmit celui care mă aude sau mă privește. Și, cum spuneam la început, o să plec mai bun, mai înțelept, mai întrebător, mai bogat, mai bogat, mai bogat Sufletește mai bogat, mai bogat. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, și în această seară, ca de obicei. Vă doresc gânduri de bine, o primăvară frumoasă, soare în suflet și să ne revedem la o altă ediție cu aceeași bucurie și plăcere. La revedere!